Îndreptar pentru spovedanie. Mai întâi de toate, mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, celui închinat în Sfânta Treime, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, înaintea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Purrea Fecioarei Maria, înaintea tuturor îngerilor, a tuturor sfinților lui Dumnezeu și înaintea Sfinției voastre, Părinte, că eu, păcătosul, în toată clipa și în tot ceasul, am supărat pe prea bunul Dumnezeu cu păcatele și răutățile mele, cele fără de număr. 1. Am păcătuit cu încrederea prea mare și nesocotită împotriva lui Dumnezeu, zicând că El este milostiv și mă va ierta și pentru aceea pot să păcătuiesc mereu. 2. Mi-am pus în minte ca să păcătuiesc cât voi putea, zicând că mă voi pocăi la anul, la bătrânețe, pe patul morții. Am zis că dacă va voi Dumnezeu, mă voi mântui, iar dacă nu, mă va pierde. 3. M-am deznădăjit de mila lui Dumnezeu că tot nu mă va ierta, de aceea am păcătuit mereu. 4. Mi-am pus în minte să mă sinucid și chiar am încercat să fac aceasta, am fost autor moral la sinuciderea cuiva. 5. Am stat împotriva adevărului arătat și dovedit al Bisericii, cuprins în Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție și Istorie, motiv pentru care am întristat și alungat Duhul Sfânt de la mine. Caz concret. 6. Mi-am împietrit inima, neprimind și nepăzind cuvântul lui Dumnezeu, socotind dumnezeieștile scripturi mincinoase. Am avut gânduri de hulă împotriva lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, a Sfinților sau a altor lucruri sfinte, trebuiesc spuse gândurile de hulă. 7. Am hulit faptele bune ale aproapelui, am invidiat pe aproapele pentru darul ce i l-a dat Dumnezeu. 8. Din răutate nu am dat învățătură despre credință, dacă am știut, celor neștiutori. 9. N-am vrut să aud vorbindu-se despre Dumnezeu, credință, religie. 10. Am zis că Dumnezeu e o născocire a preoților, că El nu există în realitate, că nu există suflet, nici îngeri, nici draci, nici judecată, nici înviere, nici rai și iad, nici viață viitoare. M-am lepădat de Dumnezeu cu cuvântul, cu gândul chiar și înscris. 11. Am zis că Dumnezeu ne-a dat uitării, că nu se mai ocupă de noi. 12. Am crezut mai mult în calendar decât în învățătura bisericii, ținând sărbătorile și posturile după calendarul vechi. 13. Am ținut calendarul pe vechi, nesocotind hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii. Am fost naș la botez sau la cununie la cei care au fost botezați sau cununați de către preoți stiliști. 14. M-am lepădat de unica și dreapta credință în Dumnezeu, cea ortodoxă, trecând la alte credințe eretice, sectare, schismastice sau filozofii. Evrei, musulmani, budiști, baptiști, penticostali, adventiști, jehoviști, stiliști, catolici, atei, etc. Am practicat yoga, arte marțiale, dianetică, bioenergie, parapsihologie, radiestezie, telepatie, hipnotism, spiritism, meditația transcendentală, zen budismul și alte asemenea acestora. Am îndemnat și pe alții la așa ceva. 15. Am luptat împreună cu potrivnicii ortodoxiei la discreditarea preoților și a învățătorilor bisericii. Am făcut glume pe seama lor. Am participat la slujbe cu cei de alte credințe și m-am rugat împreună cu ei căzând sub afurisenia bisericii. 16. Am ucis cu voia sau fără de voia mea. 17. Am asuprit pe cei săraci, pe văduve și pe orfani, pe cei neputincioși sau lipsiți. Am oprit plata celor ce mi-au lucrat. 18. Am defăimat, batjocorit, bătut pe părinții mei trupești sau duhovnicești. 19. Am silit pe alții să păcătuiască sau i-am ajutat la păcat, la care anume am luat apărarea celui ce păcătuia. 20. Nu am mustrat păcatul altora când a fost vremea a face acest lucru. 21. Am avut îndoială și mai am de credința într-unul Dumnezeu, cel întreimea cea de o ființă și nedespărțită, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
22. Am avut îndoiele asupra credinței ortodoxe și a celor șapte sfinte taine, botezul, mirungerea, pocăința sau spovedania, împărtășania, preoția, nunta și sfântul maslu. 23. N-am iubit pe Dumnezeu mai presus de orice. Am căutat să plac mai întâi oamenilor și apoi lui Dumnezeu. 24. M-am rușinat a face fapte urâte înaintea oamenilor, dar am făcut în ascuns fără a mă rușina de Dumnezeu. 25. Am purtat numele de creștin, dar cu viața am fost mai rău decât un păgân. 26. M-am unit cu ateii, ereticii, sectarii, schismaticii, primindu-i în casa mea, mâncând, rugându-mă împreună cu ei. Am fost în casa lor sau la adunările lor, încurajându-i în credința lor, zicând că și ei vorbesc tot din Scriptură și cred tot în același Dumnezeu. 27. Am primit binecuvântare, daruri și ajutor de la eretici sau sectari. M-am căsătorit cu eretic sau sectar. M-am căsătorit prin cununie mixtă, de exemplu, am primit taina cununiei și la ortodoxi și la catolici. Am îngăduit copiilor mei să facă o astfel de căsătorie. Am avut nași la botez sau cununie persoane de altă credință. 28. Am avut și mai am îndoiele asupra Sfintei Biserici, a cinstirii Maicii Domnului, a Sfintei Cruci, a Sfintelor Icoane, a Sfintelor Moaște sau a altor învățături ortodoxe. 29. Am citit cărți eretice sau sectare care sunt păgubitoare pentru suflet și potrivnice bisericii. Am vândut publicații sectare, eretice, pornografice. 30. Am făcut glume, ironii, am făcut pe alții să râdă pe seama cuvintelor din Sfânta Scriptură, a sfinților, precum și a preoților și a celorlalți slujitori ai bisericii. Am profanat biserici, troițe sau morminte. 31. Am trăit anticreștinește și prin mine s-a hulit numele lui Dumnezeu între oameni. M-am rugat lui Dumnezeu să-mi ajute la păcat. 32. Am ținut ziua sâmbetei, la fel ca adventiștii, în loc de duminică. 33. Am crezut în spiritism, m-am dus la cei care vorbesc cu morții, la cei care deschid cărțile sfinte, chiar și la preoți, am crezut în vise și vedenii. 34. Am defăimat șchiopii, ologii, ciungii, cucoșații, urâții, etc., nesocotind că și ei sunt oameni și zidiri ale lui Dumnezeu. M-am automutilat, am fost sau sunt de acord cu schimbarea sexului, eutanasia, clonarea, etc. 35. M-am rușinat a face semnul Sfintei Cruci la arătare când am trecut pe lângă biserici sau troițe, am batjocorit semnul crucii, făcându-l strâmb pe fața mea. Am făcut semnul crucii pe cusături, covoare, pături pe care le-am așezat pe jos sau pe pat, călcând sau așezându-mă pe ele. 36. Am slujit făpturii mai mult decât lui Dumnezeu, iubind copiii, părinții, frații, soția, soțul, rudeniile, prietenii sau averea, luxul, deșertăciunile lumești, jocurile, cântecele, glumele, etc., mai mult decât pe Dumnezeu. 37. M-am lăsat amăgit de păcat, de frica și rușinea oamenilor, pentru bunuri trecătoare, păcătoase și pentru plăceri trupești. 38. Am slujit idolilor, adică pântecelui, iubirii de arginți, precum și altor păcate idolești, jertfindu-le din agoniseala mea. 39. Am ocărât pe alții că sunt blânzi, răbdători, că merg la biserică, că postesc și se roagă, am râs de cei ce se înfrânau de la jocuri, petreceri, glume și cântece desfrânate, fumat și băuturi amețitoare, precum și de cei ce se spovedesc și împărtășesc păzind poruncile lui Dumnezeu. 40. Am oprit pe alții de la faptele cele bune. 41. Am fumat, bucurând pe diavol și mâniind pe Dumnezeu, cheltuind banii în loc să ajut pe cei lipsiți. 42. Am ajutat pe cei ce fumează, oferindu-le țigări și chibrite. Am oferit țigări în schimbul unor servicii, făcându-mă astfel părtaș la păcatul lor. 43. Am folosit droguri, stupefiante sau multă cafea, distrugându-mi sănătatea sau viața. 44.
Mi-am ras barba și mustățile, m-am tuns după moda veacului de acum sau mi-am lăsat plete. 45. M-am mascat, dându-mi o altă înfățișare, schimbându-mă din bărbat în femeie sau invers, sau în capră, urs, strigoi, paiață sau alte chipuri urcioase. 46. M-am roșit, vopsit, parfumat, mi-am tăiat părul, am umblat cu capul descoperit, chiar și în biserică ca femeie, am purtat cercei chiar și în semnul Sfintei Cruci, mărgele, inele, m-am ras pe părțile ascunse ale trupului. Ca femeie am purtat pantaloni, devenind urăciune înaintea lui Dumnezeu. 47. Am fost la stranduri, plajă, am făcut nudism. 48. Ca femeie am intrat în biserică, fiind în rânduiala firii, perioada lunară. Am sărutat sfintele icoane, am luat anafără sau m-am împărtășit, mi s-a pus sfântul potir pe cap, am sărutat mâna preotului slujitor, fiind în această stare. 49. Am luat anafură după ce am mâncat sau băut, ori când am trăit trupește cu soția sau bărbatul, sau când am avut scurgeri în vis. 50. Am hipnotizat, am adus oamenii în transă, am prezis lucrurile viitoare. 51. M-am ocupat cu telepatia, am crezut că este un lucru bun, folositor. 52. M-am dus la descântători, ghicitori, la cei care deschid cărțile sfinte, preoți, călugări sau la altcineva și mi s-a ghicit în ghioc, cafea, în palmă, etc. 53. Am făcut și eu însumi farmece, vrăjitorii, am ghicit, am descântat, am explicat visele, vedeniile, zodiacul, am dat copilul pe geam, am făcut și alte lucruri vrăjitorești. Se va spune ce anume. 54. Am crezut în noroc, destin, predestinație, horoscop, astrologie, etc. 55. Am crezut în superstiții sau că este semn rău când îți țiuie urechea, se zbate ochiul, când îți iese cu găleata goală în față, când îți trece pisica neagră prin față sau preotul, etc. Am folosit culoarea roșie împotriva de ochiului, am purtat baiere, amulete, talismane, crezând că îmi pot fi de folos. 56. Am folosit numele lui Dumnezeu, al Maicii Domnului și al Sfinților, precum și semnul Sfintei Cruci pentru vrăjitorie de scântece. 57. Am crezut că există strigoi, vârcolaci, smei și alte chipuri ale satanei și din aceste pricini am ținut unele datini sau zile ca să nu mi se întâmple ceva rău. 58. Am legat bărbat și femeie să nu se împreune, să nu se poată căsători, am luat mâna de la animale, am turnat cărbun și am descântat la cei bolnavi. 59. În noaptea de anul nou m-am uitat în oglindă, verighetă, am pus un busuioc sub cap și alte multe obiceiuri drăcești ca să-mi visez soarta. Pentru a fi iubită de un anumit bărbat, i-am pus spurcăciuni în mâncare sau băutură. 60. Am sfătuit pe alții să meargă la vrăjitori sau să facă lucruri vrăjitorești. Am făcut credința mincinoasă că sufletul după ieșirea din trup se reîncarnează în alt trup sau intră în animale, plante, etc. 61. Am jurat strâmb la judecată sau în alte împrejurări urmările jurământului. 62. Am răul obicei de a folosi numele lui Dumnezeu și al Sfinților fără de rost la toate nimicurile. 63. Nu am mulțumit lui Dumnezeu pentru binefaceri, pentru boli, necazuri, ispite, ce am cârtit, m-am blestemat pe mine, dorindu-mi chiar și moartea, am blestemat pe alții. 64. M-am jurat că voi răspăti cu rău celor ce mi-au făcut rău. 65. Am socotit că trebuie să împlinesc jurământul nelegiuit făcut la mânie sau la beție și l-am împlinit. 66. În loc de a mă împăca, am dat în judecată pe aproapele meu. 67. M-am jurat să mor, să orbesc, să mă ardă focul, să moară mama, tata, copilul meu, etc. 68. Am silit pe alții cu bani, prin îngrozire sau vicleșug, ca să jure pentru mine. 69. Am drăcuit pe cei din casă, pe străini, dobitoace, lucruri chiar și pe mine însumi. 70.
Am jurat pe cele sfinte, fiind singur sau în fața copiilor, a oamenilor mari, îndemnând și pe alții la așa ceva. 61. Nu m-am luptat pentru a păzi poruncele lui Dumnezeu, ci pentru a le disprețui, a le huli. 72. M-am împărtășit cu nevrednicie cu sfintele taine ale Domnului nostru Iisus Hristos. 73. După spovedanie și împărtășanie, m-am întors din nou la păcate, făcându-mă fur de cele sfinte. 74. Am scuipat după ce m-am împărtășit. 75. Am luat părticele. 76. Am luat aghiazmă mare, fără a fi spovedit. 77. Am trecut la pomelnicul morților pe cei vii care mi-au făcut rău. I-am scris pe toacă sau clopot pentru a fi pedepsiți de către Dumnezeu. 78. Am crezut și am spus și altora că nu trebuiesc botezați copiii când sunt mici, zicând că ei nu au păcate. 79. Am făcut făgăduințe bune lui Dumnezeu la vreme de strâmtorare, la grea cumpănă, iar mi-am fost bine, le-am încălcat. 80. Am făgăduit a da daruri la biserică, la cei necăjiți, săraci și nu am dat, călcându-mi făgăduința. 81. Am lucrat duminica și în sărbătorile bisericești, la mine sau la alții. Am făcut lucruri care aș fi putut să le fac și în alte zile, cumpărături, mâncare, spălat, etc. 82. Am cumpărat și vândut în acele zile în loc să merg la biserică. 83. Am făcut clăci cu povestiri necuvincioase, cu vorbe și glume murdare, cu lăutari, cu beții și jocuri, ajungându-se la certuri și scandaluri. 84. Mergând la biserică, mi-am ales un loc de cinste și nu am stat cu bună rânduială, vorbind și tulburând pe cei din jur. 85. Nu am ascultat cu toată evlavia și credința slujbele din biserică. În timpul slujbelor am dormit sau m-am gândit la lucruri deșarte. 86. Nu m-am dus la duminica și în sărbători la biserică, ci am stat acasă uitându-mă la slujbă, la televizor sau ascultând la radio fără a avea un motiv binecuvântat. 87. Am venit la biserică după ce a început slujba și am plecat înainte de a se termina, asemănându-mă cu Iuda vânzătorul. 88. Duminica și în sărbători nu am făcut fapte bune potrivite vredniciei zilei. 89. Am lepădat sfânta tradiție a bisericii, susținând că numai Sfânta Scriptură este izvorul de credință și mântuire. 90. M-am dus la biserică numai de ochii lumii sau cu gânduri deșarte sau spre a mă ruga pentru osânda celor ce mi-au greșit. 91. Am îndemnat pe alți creștini să nu meargă la biserică. 92. Nu mi-am făcut pravila de rugăciune și canonul rânduit de către duhovnic, ocupându-mă cu cele lumești. 93. Am postit post negru, sâmbăta și duminica. Am făcut metanii în aceste zile, fără a avea canon de la duhovnic. 94. Am stat la masă fără a face rugăciune și m-am ridicat fără a mulțumi lui Dumnezeu pentru toate câte mi-a dat. 95. Am mâncat și băut cu lăcomie, peste măsură, fiindu-mi rău, am vomitat după ce am stat la masă din cauza multe mâncăruri sau băuturi. 6. Nu am postit cele 4 posturi, nici lunea, miercurea și vinerea de peste an. Am postit numai o săptămână la început și alta la sfârșit. 97. Ca părinte, nu am avut grijă în egală măsură de fiecare din copiii mei. 98. Am împiedicat pe copiii mei de a merge pe calea credinței sau să se călugărească, să meargă la biserică, ba i-am și pedepsit pentru asta. 99. Nu m-am îngrijit de mântuirea copiilor mei, nu i-am dus la spovedanie și împărtășanie și nu le-am dat pildă prin viața și comportarea mea. 100. Când copiii mei au avut apucături rele, nu i-am mustrat, nu i-am pedepsit și nu i-am oprit de la acestea. 101. Ca părinte, m-am purtat prea aspru și am pedepsit pe nedrept pe copiii mei. 102. Am povățuit pe copiii mei sau pe cei din familie să calce peste semănăturile oamenilor sau să strice munca și avutul altora
să fure, să mintă sau să facă alt rău. 103. Am purtat ură împotriva părinților mei pentru că nu am fost lăsat în voia mea să fac ceea ce îmi plăcea mie. 104. Nu am ascultat părinții când mi-au dat sfaturi folositoare de suflet, când mi-au cerut să nu umblu prin localuri de petreceri și să nu mă întovărășesc cu cei care au apucături rele și desfrânate. 105. Nu mi-am îndeplinit datoria față de părinții mei, nu i-am cinstit cu lucrul și cu cuvântul, am fost neascultător și m-am purtat urât cu ei. 106. Mi-am blestemat părinții, i-am batjocorit, i-am bătut, le-am spus cuvinte jignitoare, le-am dorit boală, necaz și chiar moartea. I-am părăsit la nevoie, la boală și neputințe neajutându-i. 107. Ca părinte, nu m-am rușinat de copiii mei dezbrăcându-mă în fața lor. 108. Am văzut goliciunea părinților mei. 109. Nu am ascultat de cei mai mari ai mei, profesori, conducători, șefi, atunci când m-au învățat de bine. 110. Nu am ascultat de părinții mei duhovnicești, duhovnic și naș. Nu m-am rugat pentru ei, i-am batjocorit, i-am vorbit de rău, i-am urât. 111. Ca părinte duhovnicesc, naș, nu am purtat grijă de fiii mei sufletești atât cât mi-a stat în putință. 112. Nu mi-am ales soție, soț, ținând seama de învățăturile bisericii și binecuvântarea părinților, ci după voia și plăcerea mea. 113. Ca bărbat, nu mi-am iubit soția ca pe mine însumi. Am batjocorit-o, am certat-o, am bătut-o, am socotit-o ca pe o roabă, nu am ajutat-o și nu m-am străduit să caut și să găsesc armonia și pacea în viața de familie. 114. Ca soție, nu am ascultat de soțul meu, ci l-am certat, l-am ocărât, încât am ajuns la ceartă și scandal. 115. Am silit pe soțul meu, din pricina mândriei și a slavei deșarte, să cheltuiască bani prea mulți pe îmbrăcăminte luxoasă și la modă, pe plăceri și deșertăciuni lumești. 116. Nu m-am supus soțului, soției la îndatoririle conjugale, motiv pentru care a păcătuit. 117. M-am despărțit de soție, soț, fără motiv binecuvântat și m-am recăsătorit, despărțind familie. 118. Am avut gând de răzbunare și chiar m-am răzbunat asupra vrăjmașilor mei, dorindu-le necazuri, chiar și moartea, i-am pismuit, i-am bătut, i-am mutilat sau le-am făcut alt rău. 119. Am făcut rău aproapelui meu, l-am ocărât, defăimat, făcându-i viața grea prin tot felul de insulte și ponegriri, spunând despre el multe neadevăruri, ucigându-l sufletește, am îndemnat și pe alții la bătăi și ucideri. 120. Am ucis pe aproapele cu arma, prin junghiere, sufocare, otrăvire, cu voie sau fără de voie. 21. Am ucis pe aproapele meu pentru a-i răpi averea sau soția, soțul. 122. Am luat diferite doctorii pentru a nu rămâne însărcinată sau pentru a ucide copiii în pântece. Am îndemnat și pe alte femei să facă la fel sau le-am ajutat într-un anumit fel. 123. Am îndemnat, obligat sau am fost de acord ca soția să facă avort. Am ajutat pe altă femeie sau pe medic să facă avort sau am dat bani pentru a face avort. 124. Am folosit diferite metode pentru a nu rămâne însărcinată și încă nu am renunțat la ele. 125. Am făcut avort cu voie sau fără voie. 126. Am născut copil mort. 127. Am omorât copilul după naștere, nebotezat sau botezat. 128. Am avut copil care a murit nebotezat din vina mea sau a altcuiva. 129. Am botezat copii născuți morți sau avortați la sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul 7 ianuarie sau cu altă ocazie. 130. Am fost neatent și am lăsat copilul să cadă în apă, în foc, de la înălțime sau să umble cu obiecte tăioase, ca astfel să se schilodească, să se rănească sau chiar să moară. 131. Am părăsit de bunăvoie copiii, lăsându-i în voia soartei. 132. Am păcătuit în înțelegere cu soția, soțul,
sau cu cine am avut relație sexuală, ca să nu avem copii prin diferite metode, păzire, anticoncepționale, leacuri, băi, calendar, sterilet, prezervativ, etc. 133. Am păcătuit cu soția, soțul sau cu altcineva prin împreunare împotriva firii, perversiuni sexuale, gomorie, relații orale, sodomie, relații între persoane de același sex, între oameni și animale, pedofilie. 134. Mi-am distrus singur sănătatea, scurtându-mi viața prin mâncare, peste măsură, băutură, fumat, petreceri nesăbuite și altele asemănătoare. 135. Am făcut pariuri drăcești, întrecându-mă cu alții la fumat, băut, la joc sau alte chipuri năstrușnice, stricându-mi sănătatea mea sau pe altora, pricinuind chiar și moarte. 136. Am câștigat bani și averi cu vicleșug, cu vrăji și alte mijloace drăcești, ucigând sufletul meu și pe al altora. 137. M-am purtat crud cu animalele, păsările și alte viețuitoare, ucigându-le. Am pus greutăți mari pe animale și le-am bătut fără de milă. 138. Am mâncat sânge de animale. Am mâncat animale sugrumate, omorâte de fiare sălbatice, împușcate fără a curge sângele din ele. 139. Am avut cugete și pofte trupești necuvincioase, uneori și când am privit la icoane, am păstrat în suflet acele cugete și nu le-am alungat, îndulcindu-mă cu ele. 140. Nu am săvârșit păcatul cu lucrul, dar cu gândul am păcătuit, iar prin imaginație îmi închipuiam și cum am să-l săvârșesc atunci când voi avea ocazia. 141. Am căutat prilej de a păcătui, dar nu am avut ocazia. 142. În loc de a-mi stăpâni poftele, am căutat să le aprind mai tare. 143. Am cârtit împotriva lui Dumnezeu, cerând să mă scutească de războiul desfrânării, dar eu nu m-am străduit să mă înfrânez. 144. Am rostit cuvinte și am făcut fapte necuvincioase în fața copiilor și a celor mai în vârstă. Am râs fără de socoteală, cu nerușinare, am făcut cu ochiul, am jucat și atâtat poftele altora, am jucat, am bătut din palme, am chiuit și am râs cu poftă la petreceri și nunți. 145. Am plătit cu bani sau am dat daruri cântăreților sau celor care cântau cântece și spuneau glume necuvincioase sau am scris eu însumi cântece. Le-am cântat sau am făcut alte măscărăciuni și obscenități. 146. Am păstrat în casă, am primit diferite tablouri sau poze cu desfrânări, le-am pus pe preț. 147. Am cumpărat, am citit, am dat și altora cărți, reviste sau poze pornografice. 148. Am avut vise desfrânate în timpul somnului, pătimind și scurgere. M-am întinat, fiind treaz, din dezmerdare sau prea multă îmbuibare. 149. Nu mi-am făcut canonul după ce am pătimit scurgere în timpul somnului sau chiar treaz fiind. 150. Mi-am stricat fecioria sau curățenia prin păcatul Malahiei, masturbare. 151. Am făcut păcatul Malahiei cu altcineva. 152. Am privit fețe străine cu gând de poftă trupească. M-am unit și învoit cu mintea și cu inima spre a sta de vorbă cu gândurile desfrânării celei trupești. Am păcătuit curvind cu mintea și cu inima, îndulcindu-mă prin închipuirea păcatelor trupești. Am curvit prin imaginație, mai bine zis cu dracul curviei, ca și cu niște femei, bărbați, înfierbântându-mă cu trupul. Am privit cu poftă la trupul și la fețele femeiești și am prea curvit cu ele în inimă. Chiar în vremea Sfintei Rugăciuni, uneori, m-am aflat curvind și prea curvind cu mintea și inima. Am răpit sau violat cu forța. 153. Am desfrânat cu fecioară, văduvă, fețe bisericești, cu rudenii sau cu cei de altă credință. 154. Am trăit cu soția înainte de cununia religioasă. 155. Am păcătuit cu dobitoace, păsări, de multe ori voind să-mi răscolesc dezmierdările cele trupești și să mă îndulcesc cu ele, mi-am închipuit cu mintea împreunări de oameni, de dobitoace, de păsări și alte feluri de închipuiri drăcești prin care mi-am spurcat mintea și inima, aprinzând în mine focul desfrânării, cel ce m-a făcut vinovat de focul cel veșnic.
156. Fiind căsătorit, am prea curvit cu altcineva, chiar și cu femeie măritată, despărțind familii. 157. Am trăit trupește cu soția în zile de post, duminica și sărbători, în timpul perioadei lunare a soției sau în cele 40 de zile după naștere. 158. Nu m-am înfrânat de la împreunarea nici când soția a rămas însărcinată. 159. Am mers la biserică ca femeie înainte de cele 40 de zile după naștere și fără a-mi face molifta de dezlegare. 160. Ca părinte am culcat în pat cu mine fete sau băieți mai mărișori sau i-am pus să doarmă împreună. 161. Am păcătuit înainte de căsătorie și am mințit pe soț sau soție, nespunând adevărul. 162. Fiind copil, am jucat diferite jocuri pătimașe, desfrânate, necuvincioase cu alte fete sau băieți. 163. Am fost la nunți cu lăutari, baluri, hore, discoteci și alte petreceri păgâne, necreștine. M-am uitat la televizor, video, etc., la filme pornografice, întinându-mi mintea și sufletul. Nu am purtat grijă de copiii mei și le-am îngăduit să privească la filme imorale chiar și în prezența mea. 164. Am jucat table, biliard, cărți sau alte jocuri de noroc, păgubindu-mă bănește pe mine sau pe alții. 165. Am fost la stadioane, săli de sport, teatre, pentru a urmări meciuri, spectacole, circuri, conferințe sau alte manifestații păgâne ori sectare. 166. Am frecventat case și locuri unde se spuneau cuvinte și fapte de sminteală, necuvincioase și nemernice. Bar, bordel, sex shop, striptease, etc. 167. Am fost și am mâncat în casă la cei care trăiau necununați la biserică, nu i-am sfătuit să se cunune, am primit daruri de la ei și am pomenit la slujbele bisericii. 168. M-am căsătorit cu rude de sânge, din cuscrie, din înfiere sau din botez. 169. Am avut de gând sau am furat averea aproapelui a bisericii sau a mănăstirii. Nu mi-am plătit datoriile cuvenite. 170. Am vândut marfă falsificată, stricată, am luat un preț mai mare decât cel cuvenit. 171. Am înșelat la cântar, am folosit vorbe meșteșugite la vânzare sau cumpărare spre a înșela pe aproapele, nu am spus adevărul. 172. Am silit pe alții să cumpere scump de la mine marfă proastă, să-mi lucreze sau să-mi vândă ieftin. Am făcut afaceri necurate din care au rămas oameni înșelați pe drumuri sau chiar în temniță. Am făcut trafic cu droguri, femei, arme, etc. Am răpit, sechestrat alte persoane. 173. Prin viclenia sau falsitatea mea am înșelat statul pe aproapele sau biserica. 174. Am luat dobândă, inclusiv cei de la casa de amanent, mită sau alte daruri. 175. Am nedreptățit pe aproapele ținând seama de îmbrăcăminte, avere sau poziția sa socială, nesocotind dreptate legală, căutând și folosul meu. 176. M-am mâhnit pentru sărăcia mea materială, tulburându-mă foarte tare și am dorit să mă îmbogățesc. 177. Am furat de la cei din familie, de la stat, de unde am lucrat și nu am întors cele furate. 178. M-am pornit cu ură împotriva celor ce m-au furat sau păgubit, dându-i în judecată, bătându-i sau făcându-le alt rău. 179. Am păgubit pe aproapele de cinste, de merite, de funcție și de locul său mai bun. 180. Am găsit lucruri furate și știind ale cui sunt, nu le-am înapoiat, păstrându-le pentru mine. 181. Am tăinuit lucruri împrumutate sau date spre păstrare, neîndrumându-mă a le înapoia. Am păstrat în casă lucruri furate, am cumpărat lucruri care am știut că sunt furate. 182.
Am jefuit averea morților, mormintelor. 183. Nu am respectat făgăduința dată de a face parastase, liturghii sau praznice după moartea părinților sau a celor care m-au rugat și le-am promis. 184. Am luat de la biserică lucruri, bani, lumânări, unde lemn, icoane, etc. și nu le-am înapoiat. Am fost cu răutate asupra bisericii sau mănăstirii zicând că au prea mult. 185. Am răpit cu sila, cu minciuni, jurăminte false sau prin judecată, pământul aproapelui meu. 186. Am sfătuit pe alții să fure, să facă rău, ajutându-i și eu la acestea, i-am ascuns în casa mea. 187. Nu mi-am respectat nici contractul, nici făgăduința făcută aproapelui. 188. Nu am lucrat după puterea mea la locul de muncă, nefăcându-mi datoria. 189. Nu mi-am plătit datoriile față de stat, am făcut declarații false, înșelând statul. 190. Având posibilitatea să înlătur pagubele aproapelui, nu l-am ajutat. Am furat în grupuri, îngrozind lumea. 192. Am bănuit, am păstuit, am pedepsit pe alții pentru pierderea avutului meu. 193. Am făcut vrajbă între mireni sau și clerici, provocând tulburare. 194. Am mărturisit strâmb asupra aproapele meu în fața oamenilor, aducându-i astfel necinste, înjosindu-l, pricinându-i păgubire sufletească sau materială, necazuri și suferințe. 195. Nu am ținut seama de datoria de a fi sincer, ci am grăit minciuni de tot felul. 196. Am mințit de frică să nu pătimesc ceva rău fiind amenințat. 197. La judecată am dat bani sau alte bunuri ca să-mi micșoreze pedeapsa. 198. Am stat la îndoială să spun adevărul. 199. Am fost nestatornic în cuvântul dat, în credință și făgăduință, mințind pe alții și păgubindu-mi sufletul. 200. Am vorbit cu două înțelesuri, am vorbit altfel de cum am gândit, căzând în fățărnicie. 201. Am fost lingușitor cu fățarnicii, cu șarlatanii, cu oamenii mari și cu mincinoșii. 202. Am mințit în fața judecătorilor ca părât, ca inculpat sau ca martor. 203. Am mințit la mărturisire de rușine din teama de a dezvălui unele însușiri rele ale mele sau unele păcate rușinoase. 204. M-am lăudat, m-am înălțat cu gândul. 205. Am voie slobodă și din mândrie mi-o împlinesc. 206. Am obiceiuri rele și din mândrie nu le părăsesc. 207. Sunt încăpățânat, nesupus, ambițios și mândru în comportare. 208. Sunt orgolios, nu suport să mi se poruncească, să mi se arate adevărul sau să fiu criticat, deși recunosc că sunt vinovat. 209. Sunt încrezut, mă încred în bunurile lumești, în oamenii mari și mă laud cu toate. 210. Sunt îndrăzneț, doritor de a face numai ce doresc eu, sunt batjocoritor, obraznic, fals și fără desfială, mă supăr repede. 211. Sunt potrivnic, neascultător, împietrit, aspru și plin de mine însumi. 212. Mă mândresc cu podoabele hainelor și cu frumusețelor. 213. Mă mândresc cu podoabele casei mele pe care am dat sume mari de bani și cu alte deșertăciuni. 214. Mă mândresc cu avere străină, cu rude bogate, cu ranguri înalte în societate sau cu starea mea socială. 215. Mă mândresc cu podoaba părului, cu chipul meu frumos, cu sănătatea, cu tinerețea sau cu vârsta înaintată pe care am apucat-o, cu tot ce am frumos și bun, uitând că toate sunt de la Dumnezeu. 216. Din mândrie și ca să arăt bine, îmi îngrijesc cu multă atenție părul, tenul,
Unghiile pe care le las să crească le vopsesc, îmi rad părul de pe picioare, mă coafez, îmi vopsesc părul, buzele și ochii cu diferite vopsele, arătând prin aceasta lui Dumnezeu că nu m-a făcut așa cum trebuia. 270. Am purtat haine fine, scumpe, la modă și extravagante, făcând sminteală celor ce mă priveau și cu dorința de a place celor din jurul meu, m-am îmbrăcat necuvincios, arătându-mi în feluri de feluri golicina trupească prin fuste scurte, rochii decoltate. 218. Am intrat în Sfânta Biserică împodobită, ca la paradă, făcând sminteală celor ce mă priveau. 219. Am stat în față ca să fiu văzută și admirată. 220. M-am împărtășit îmbrăcată necuvincios, cu chipul și buzele vopsite, cu capul descoperit, cu pantaloni, atingând înfricoșatele taine ale lui Hristos, arătând lipsă de evlavie. 221. Am postit cu gândul să slăbesc, să fac siluetă, nu din evlavie. 222. Mi-am cheltuit averea și chiar ultimul ban din casă pentru lux și deșertăciuni lumești. 223. Am purtat la gât mărgele, medalioane, cercei, inele și alte bijuterii ca să atrag atenția și să mă mândresc cu ele, fără a mă gândi că sunt lucruri idolești și mare urăciune înaintea lui Dumnezeu. 224. Din mândrie am defăimat portul călugăresc și preoțesc, precum și sărăcia sau nevoințele lor. 225. Din mândrie am râs de păcatele altuia, disprețuindu-l și vorbindu-l de rău, iar pe ale mele nu le-am socotit. 226. Din mândrie am defăimat pe cei săraci, lipsiți, neștiutori, pe cei ce au greșit cu ceva, pe cei neputincioși și pe cei care au sărăcit din anumite motive sau necazuri, în loc să mă rog lui Dumnezeu pentru ei. 227. Din mândrie m-am socotit deștept, înțelept, talentat și cu multe calități. 228. M-am mândrit și m-am socotit mai presus decât ceilalți cu frumusețea, cu știința, cu felul de a vorbi, cu glasul meu, nesocotind că aceste daruri nu sunt ale mele, ci ale lui Dumnezeu, care mi le-a dat și pentru care trebuie să-i mulțumesc. 229. M-am mândrit cu sărăcia, cu hainele modeste, cu postul, cu slăbiciunea trupului, cu visele și vedenile pe care pretind că le-am avut. 230. M-am rugat cu glas tare sau am cântat mai tare decât cei alții ca să fiu auzit și lăudat. Am dat milostenii la săraci în văzul lumii ca să fiu lăudat, mândrindu-mă prin aceasta. 232. Din mândrie și slavă deșartă am intrat în Sfântul Altar, fiind paraclisier, m-am atins de Sfânta Masă și de alte obiecte sfinte, de ce anume? Ca femeie la îndemnul preotului am intrat în Sfântul Altar și am făcut curățenie, m-am atins de Sfânta Masă sau de alte obiecte sfințite. 233. Din mândrie am iscodit despre casa și bogăția altora. Am ascultat pe la ferestre și am vrut să știu cum viețuiesc pândind tot ce fac. Am vrut să știu starea duhovnicească a fratelui meu, ispitindu-l prin tot felul de întrebări. 234. Am căutat să mă țin după moda lumească, fără a ține seama de ce mi este folositor și îngăduit. 235. M-am trufit și semețit. Am fost mincinos și lăudăros. 236. Am fost fățarnic și mi-a plăcut mult să fiu cinstit și lăudat de oameni. 237. Am păcătuit cu iubirea de sine, cu părerea de sine, cu simțirea de sine, cu bizuirea pe sine și cu trufașa încredere în sine. 238. Am păcătuit foarte mult cu rânduiala de sine, adică mi-a plăcut să umblu după voia mea și am urât supunerea și tăierea voii. 239. Am fost stăpânit în toată vremea de Duhul mulțumirii de sine, adică am fost mulțumit cu starea și așezarea mea sufletească,
socotind că nu sunt ca ceilalți oameni. 240. N-am avut adevărată conștiință de sine, adevărată mostrare de sine, fiind stăpânit în toată vremea de îngânfarea de sine și prețuirea de sine. 234. 241. Am fost stăpânit în minte și cuvânt de Duhul îndreptățirii de sine, am vrut și mi-a plăcut să am întotdeauna dreptate, să nu fiu contrazis, să vorbesc mult și să fiu ascultat de ceilalți. 242. Am fost stăpânit de trâmbițarea de sine, adică am spus altora isprăvele mele cele părute bune. 243. Am hrănit în toată vremea pe fariseul meu, cel dinăuntru, cu închipuirea de sine și cu arătarea. 244. Fiind stăpânit de mândrie și încăpățânare, am vorbit împotrivă față de cei mai mari. 245. Fiind mândru și semeț, am urât pe cei ce m-au mustrat și am iubit pe cei ce m-au lăudat. 246. M-am mândrit și m-am lăudat cu cele patru feluri de bunătăți, cu cele firești, cu cele câștigate, cu cele din întâmplare și cu cele câștigate prin nevoințe duhovnicești. 247. Având unele bunătăți duhovnicești, n-am recunoscut că le am de la Dumnezeu. 248. Am recunoscut că am unele bunătăți de la Dumnezeu, însă nu am recunoscut că le am în dar, ci fiindcă mi s-ar cuveni, socotindu-mă vrednic de ele. 249. Am socotit că am unele bunătăți duhovnicești pe care niciodată nu le-am avut. 250. Am defăimat legile canonice și liturgice pe care le-au rânduit Sfinții Părinți în biserică și nu am voit să mă supun întru toate predaniilor bisericii. 251. Am fost robit și stăpânit de defăimarea ascultării, de iscodire, de înșelarea cu mintea, de trufie, de slava deșartă, de laudă, de înălțarea cu mintea, de pregetarea cea fățarnică, de voia liberă, de deprinderea păcatului. 252. Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu cu gândul de hulă, de necredință, de încăpățânare, de îngânfare, de neînfrânare, de iubirea de stăpânire și de altele asemenea acestora. 253. M-am mândrit că eu aș fi feciorelnic cu trupul, defăimând în mintea mea pe cei ce au păcătuit. 254. N-am iubit niciodată în viața mea de a fi ocărât, defăimat, necinstit de alții și nebăgat în seamă. 255. Nu m-am silit a curma din mintea mea vicleșugurile cele gândite ale slavei deșarte. Nu m-am silit a face ceva înaintea oamenilor ca să fiu defăimat de către ei. 256. Am avut întotdeauna viața mea fățarnică, plină de prefăcătorie și fiind eu în lăuntru plin de rănele conștiinței și urăciunea păcatelor mele, pe din afară m-am arătat mormânt văruit prin cuvioșia și fățărnicia mea, prin care am vânat slava și lauda de la oamenii cei neiscusiți care nu au cunoscut vicleniile mele. 257. M-am lăcomit la avuții. 258. Am fost gârcit și împietrit cu inima. 259. Nu m-a interesat sărăcia și lipsurile altora. 260. Sunt nesățios, viclean și nedrept, însușindu-mi bunuri străine pentru a mă îmbogăți. 261. Am strâns bani sau avere prin vicleșug sau prin cerșetorie spre a mă îmbogăți. 262. Am fost grabnic a lua și zăbavnic a da. 263. Am dat milostenii cu îndoială și cu zgârcenie, ocărând pe cei cărora le-am dat. 264. Nu m-am gândit la viața veșnică, dându-mi milostenie pentru sufletul meu, ci am socotit că o să-mi dea alții după plecarea mea din această lume. 265. Pentru zgârcenia mea, nu am dat slujbe la biserică pentru răposații mei și pentru ușurarea păcatelor mele. 266. Am clevetit, am șoptit la ureche cuvinte despre alții, sau am făcut semn cu mâna,
arătând pe alții și vorbind de rău. 267. Am zafistuit, invidiat pe altul pentru bunăstarea lui și m-am bucurat pentru necazurile lui. 268. Nu mi-am reparat greșeala când am nedreptățit pe aproapele, nici nu am cerut iertare. 269. Din pricina invidiei nu am răspuns la salut, nici nu am salutat pe cei ce erau mai capabili sau mai înzestrați cu darurile decât mine. 270. Din pricina zavistiei mi-am umplut sufletul de patim și ciudă, întunecându-l cu multe păcate grele. 271. Sunt foarte dușmănos și rău, nu am recunoștință față de cei ce îmi fac bine, țin minte răul, batjocoresc pe aproapele și mă bucur când alții sunt batjocoriți. 272. Am povestit altora greșeala aproapelui și am încărcat și mai mult păcatele lui. 273. M-am iuțit și m-am mâniat de foarte multe ori în viața mea, cu motiv și fără motiv. 274. Din cauza mâniei care m-a stăpânit, mi-am pierdut răbdarea și pacea minții și a inimii. 275. Nu am avut râvnă sfântă și nu m-am împotrivit celor ce au călcat și batjocorit legile canonice ale Bisericii lui Hristos. 276. Din cauza mândriei și ale nevirii mele, am devenit nesimțitor și împietrit la inimă și n-am avut umilință și lacrimi spre a stinge la vreme de nevoie focul mâniei și al iuțimii. 277. De multe ori, în timpul rugăciunii, mi-am amintit cu ură și cu mânie fața celui care m-a supărat și am murzit în minte gândul de răzbunare. 278. Fiind stăpânit de mânie, am ținut minte răul asupra altora. 279. Am dușmănie asupra aproapelui meu și nu vreau să-l iert. 280. În toată vremea vieții mele, am fost lacom la mâncare și băutură. 281. M-am sârguit în toată vremea de a-mi procura mâncări gustoase, scumpe și de multe feluri. 282. Mi-am făcut pântecele Dumnezeu, slujindu-i lui și făcându-i totdeauna voia. 283. Mi-am îngrășat trupul cu mâncăruri și băuturi peste măsură, din care cauză mi-am îndobitocit mintea și am devenit leneș, trândav și greoi la lucrarea tuturor faptelor bune. 284. Am fost stăpânit de nesăturare, de cârtire și nemulțumire în timpul mesei. 285. Am fost iubitor de dulceață și mi-a plăcut să beau băuturi dulci și cu anumite condimente. 286. Fiind rob al pântecelui, am așteptat cu mare nerăbdare să vină Paștele, Crăciunul sau alte praznice mari spre a face dezlegare la toate mâncărurile și băuturile. 287. Am mâncat carne în săptămâna brânzei. 288. Deși am postit posturile, totuși am dat la alții mâncare de fruct. 289. Din cauza săturării pântecelui, mi-am făcut mintea groasă și molatică, scăzându-mi trezvia, atenția și memoria. 290. Fiind sătul de tot felul de bucate, am avut nebunia de a mă face dascăl și a tâlcui altora din Sfânta Scriptură, uitând că, în pântecele plin, cunoștința lui Dumnezeu nu locuiește. 291. Am postit cu scopul de a face rău vrășmașilor mei. 292. Am postit după a mea rânduială și părere, încălcând postul rânduit de biserică. 293. Am postit numai de mâncare, dar nu și de păcate, fiind dușmănos și rău. 294. În post am mers la petreceri, ospețe, zile onomastice. 295. M-am lenevit de a lucra toată fapta bună prin gând, cuvânt și lucru după a mea putere. 296. M-am lenevit de a mă ruga lui Dumnezeu în toată vremea. 297.
Am dormit prea mult și nu m-am sârguit de a preveghea după a mea putere. 298. M-am lenevit de a citi Sfânta Scriptură și învățăturile Sfinților Părinți. 299. M-am lenevit de a fi veghetor și treaz cu mintea în fiecare clipă spre a nu fi luat prin surprindere de momelile celor cele subțiri ale dracilor. 300. M-am lenevit de lucrarea cea tainică a minții, adică de a cugeta cât mai des la moarte, la judecată de apoi, la rai și iad, precum și la alte cugetări duhovnicești și ziditoare de suflet. 301. Am fost stăpânit de moleșala trupului, părută neputința a trupului și trândăvie. 302. Din lenevie nu m-am osândit a face metaniile și închinăciunile cum trebuie. 303. De multe ori, lenea mea de a mă ruga lui Dumnezeu am acoperit-o cu unele pricini părute a fi folositoare. 304. M-am lenevit de a ajuta pe fratele meu căzut în îndoială, deznădejde. 305. Seara, din pricina oboselii, m-am culcat fără rugăciune, iar dimineața, din pricina grabei, am plecat la activitățile mele fără a-mi face rugăciunea, socotind că am această îngăduință din pricina împrejurărilor. M-am lenevit să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate, așteptând să-mi vină cele de trebuință fără osteneala mea de a mă ruga și a mulțumi. 306. Din lene am lăsat să se strice icoanele și alte podoabe sfinte. 307. Mi-a fost lene să-mi cercetez cu deamănântul păcatele mele când a trebuit să mă mărturisesc și din această pricină m-am împărtășit cu nevrednicie. 308. M-am lenevit să-mi aprind candela sau lumânarea, să îngenunchez cu amândoi genunchii în vremea rugăciunii. 309. Mi-am încurajat lenea zicând că m-aș ruga mai mult dacă aș fi călugăr, dar așa, fiind în lume, nu este cu putință. 310. M-am lenevit a chema preotul să facă aghiazmă, sfântul maslu sau alte slujbe la vreme potrivită. 311. Nu am făcut sfeștanie în casa noastră, n-am sfințit fântâna și vasele cele spurcate. 312. Din lene și nepăsare m-am lenevit de a mă spovedi la vreme de ispită și când am făcut păcate grele. Am umblat din duhovnic în duhovnic căutând pe cel mai îngăduitor pentru a nu mi se da canon potrivit cu păcatele mele cele grele. 313. Din cauza lenevirii și a trândăviei nu am voit să lucrez după a mea putere faptele cele bune pe care aș fi putut să le fac cu lucrul. 314. Am fost leneș, molatec și nepăsător de a ajuta în orice chip pe alții care se aflau în primejdie trupească sau duhovnicească. 315. Am putut, dar nu am vrut să împiedic pe aproapele de a păcătui. Caz concret. 316. Nu m-am rugat pentru aproapele și pentru toată lumea. 317. Nu am mângâiat pe cei întristați. 318. M-am împărtășit fiind supărat și învrăjbit. 319. Nu am pus cuvânt bun și de garanție pentru cei care îi știam vrednici. 320. Nu am săturat pe cei flămânzi. 321. Nu am dat să beau celui însetat. 322. Nu am îmbrăcat pe cel gol. 323. Nu am cercetat pe cel bolnav, pe cel din închisoare. 324. Nu am primit pe cel străin. 325. Nu am îngropat pe cel mort. 326. Nu m-am ostenit să cunosc dogmele, învățăturile și îndrânduielile credinței.
327. Nu am avut dragoste să-L cunosc pe Dumnezeu din frumusețile naturii și din tot ce ne înconjoară. 328. Nu m-am ostenit să pătrund mai adânc crezul și credința ortodoxă. 329. În necaz, ispite, pagube, suferințe, mi-am pierdut nădejdea în Dumnezeu că mă poate ajuta. 330. Când am păcătuit greu, mi-am pierdut nădejdea în Dumnezeu, zicând că nu mă va ierta niciodată și că nu mă pot mântui niciodată, căzând în deznădejde și făcând voia satanei. 331. Nu m-am ostenit să aprind în sufletul meu focul sfintei dragoste. 332. Nu m-am silit să câștig virtuțile dragostei creștine în legătură cu Dumnezeu și cu aproapele. 333. Nu am ținut seama de smerenie și răbdare prin care se învinge răul și se câștigă virtutea. 334. În toată vremea vieții mele am fost stăpânit de neștiință, de nesimțire și împietrirea inimii. 335. Din cauza nesimțirii mele, în toată vremea m-a stăpânit uitarea, lenea, nepăsarea, deznădejdea, neevlavia și nefrica de Dumnezeu. 336. Din cauza nesimțirii inimii mele, am trăit ca și cum nu aș mai muri vreodată, ca și cum nu aș avea de dat seama înaintea lui Dumnezeu pentru toate faptele mele. 337. Am fost stăpânit de răceala și uscăciunea sufletului față de toate lucrurile cele bune și am stat încremenit și lâncezit cu trupul și cu sufletul față de tot lucrul duhovnicesc. 338. Fiind cuprins de nesimțire, de împietrirea inimii, am pierdut râvna, zdrobirea inimii și umilința, precum și orice simțire a lui Dumnezeu din sufletul meu și astfel, viu fiind cu trupul, cu sufletul, din mine sunt mort. 339. Fiind cuprins de nesimțire pentru păcatele mele, m-am apucat să învăț pe alții. 340. Fiind stăpânit de nesimțire, am mâncat și băut prea mult, am dormit prea mult, am vorbit prea mult și fără de folos. 341. De multe ori, fiind în biserică, atâta nesimțire am avut față de acest loc sfânt, încât am stat cu vorbe deșarte, cu dormitare și chiar cu glume și râs, ca în mijlocul unui spectacol. 342. Din cauza nesimțirii și a împietririi inimii mele, niciodată nu am putut să am adevărata deslușirea gândurilor mele, având mintea oarbă la deslușirea celor bune și n-am priceput că nesimțirea este moartea minții și omorârea sufletului mai înainte de moartea trupului. 343. În toate lucrurile, cuvintele și gândurile mele nu m-am sârguit să am răbdare și blândețe. 344. Neavând răbdare și blândețe, m-am stăpânit în toată vremea iuțimea, nerăbdarea, amărăciunea, necazul, tulburarea, neliniștea, nealinarea, neîngăduința, răutatea și vicănia. 345. Fiind fără răbdare și blândețe, am fost străin în toată vremea de nerăutate, de simplitate și de nevinovăția cea cuvenită unui suflet curat. 346. Neavând răbdare și blândețe, am fost nemulțumitor și cârtitor la obligațiile pe care le aveam. 347. Nu am avut adevărată cunoștință de sine, adică nu am avut vedere clară și deslușită cu mintea despre toate slăbiciunile și neputințele mele. 348. Având mintea întunecată de patimile mele și neavând dreapta socoteală, nu am putut înțelege când am fost cu mine ajutorul lui Dumnezeu, rămânând pururea nesimțitor și nerecunoscător față de El. 349. Neavând dreapta socoteală, am început de multe ori a face lucruri mai presus de puterea
și de priceperea mea și în loc de folos m-am ales cu pagubă și primejdii. 350. Neavând smerenie și dreaptă socoteală, m-am apucat uneori a face pe dascălul, tâlcuind altora după capul meu unele locuri grele din Sfânta Scriptură, înșelându-mă pe mine și pe alții. 351. M-am lenevit de a mă ruga lui Dumnezeu neîncetat ziua și noaptea. 352. M-am lenevit de multe ori a merge la biserică, lipsind mai mult de 3 duminici consecutiv, căzând sub mare afurisanie. 353. M-am lenevit de a mă ruga mai mult, uitând că rugăciunea multă duce la rugăciunea curată. 354. În timpul rugăciunii m-am silit a bolborosi multe cuvinte, dar nu m-am silit să-mi concentrez atenția minții spre a înțelege cele citite, spre simțirea lor cu inima, hrănind pe fariseul cel din mine. 355. Uneori sunt la rugăciune, am avut gânduri spurcate, alteori am pierdut rugăciunea prin răspândirea la lucrurile cele deșarte și nefolositoare. 356. În vremea rugăciunii am avut uneori cereri nechipzuite către Dumnezeu și, dacă după o vreme nu le-am dobândit, m-am întristat și descurajat de a mă mai ruga, neînțelegând că Dumnezeu are mare grijă de mine, de cele ce sunt spre folosul meu. 357. Am fost batjocorit de draci în chip jalnic, căci, sosind vremea de rugăciune, m-am apucat de alte treburi, neînțelegând că nici o altă treabă nu este mai de folos decât rugăciunea. 358. Știind că Dumnezeu cere de la om rugăciunea curată, fără imaginație, în vremea rugăciunii am lăsat mintea să-și închipuiască fel de fel de forme și închipuiri. 359. Când mila Domnului m-a cercetat în vremea rugăciunii și când sufletul a început a se ruga din inimă cu cuvinte proprii, eu, păcătosul, am început a căuta cuvinte subțiri și cu meșteșug spre a vorbi în acele momente sfinte cu Dumnezeu și prin această mândrie și prostie am alungat darul și umilința de la ticălosul meu suflet și am mâhnit pe prea bunul Dumnezeu care cere de la om cuvinte smerite, simplitate și nevinovăție. 360. În vremea rugăciunii am ținut cu toată tăria de anumite forme, ca poziția trupului, plecarea capului, ținerea aspirației, iar de cele de mare nevoie, adică de atenția minții și de simțirea inimii, prea puțin m-am apropiat. 361. Am avut și această mare nechipzuință că uneori când m-a cercetat mila lui Dumnezeu în timpul rugăciunii, nu am încetat cititul pravilei, ci fiind înclinat spre rugăciunea cea citită, am citit mai departe psalmi și rugăciuni. 362. Uneori am stat la rugăciune având răutate sau ținere de minte de rău asupra celor ce m-au supărat sau nedreptățit. 363. Fiind leneș și stăpânit de toată moleșala și nesimțirea, nu am putut ajunge la treapta cea mai de sus a rugăciunii, dar cu toate acestea, uneori am început să visez cu gândul că parcă tot am sporit oarecum și nu aș fi cel mai jos în asemenea privință. 364. În vremea rugăciunii, de multe ori, m-am aflat dormitând cu mintea și chiar cu trupul, uneori stând de vorbă cu gândurile și imaginile care veneau de la draci și luând aminte la ele, am râs și m-am tulburat de alte patimi și așa stând cu trupul la rugăciune înaintea Domnului, cu mintea și cu sufletul, m-am aflat slujind dracilor și patimilor mele. 365. N-am avut chipzuință și dreapta socoteală ca în vremea când am fost singur să mă rog cu rugăciunea cea din lăuntru, ci m-am rugat cu glas tare. 366. Când cineva m-a rugat să mă rog pentru el, eu fiind leneș, am pus motivul că sunt nevrednic și nu am voit, ascunzându-mi lenevirea în spatele unei smerenii fățarnice.
367. Alte ori m-am rugat pentru alții și dacă Dumnezeu le-a împlinit cererea lor, pentru a lor credință, eu m-am mândrit ca și cum pentru a mea rugăciune s-a făcut aceasta, lăudându-mă cu lucru străin. 368. Auzind dumnezeiasca scriptură spunând că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru nostru, nu m-am silit a căuta pe Dumnezeu în lăuntru inimii mele, prin chemarea cât mai deasă a preasfântului său nume, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe mine păcătosul. 369. Am păcătuit foarte mult cu limba înaintea lui Dumnezeu, în tot felul, în tot locul și în toată vremea. 370. Am osândit pe alții și i-am judecat din ură și răutate. 371. Am clevetit și am părât pe alții, din care cauză ei au suferit diferite necazuri. Ce necazuri? 372. Am omorât cinstea altora prin vorbirea de rău și prin defăimarea lor. 373. Am ocărât, am defăimat, am certat, am mustrat, am blestemat și am batjocorit pe alții. 374. De multe ori nu mi-am oprit limba de la multe vorbe deșarte. 375. Prea de multe ori am avut obiceiul de a mă lăuda și a spune minciuni. 376. De multe ori am vorbit cu viclenie și fățărnicie spre a fi lăudat de oameni. 377. De multe ori am lăudat pe cei răi și lucrurile lor cele rele și am vorbit de rău pe cei buni și lucrurile lor cele bune. 378. De multe ori am avut obiceiul de a spune povești, de a vorbi despre isprăvile cele rele ale oamenilor care au fost tâlhari, desfrânați, bețivi. 379. Am vorbit, făcut de multe ori glume, chiar și cu cuvinte sfinte. 380. Am râs de multe ori în hohot și cu glas tare, până la lacrimi, prin care am dovedit că sunt om nebun și fără de minte. 381. Am de multe ori m-am lăudat cu lucrurile mele, cu rudeniile și prietenii. 382. Am avut răul obicei de a lăuda pe alții în față și am vorbit de multe ori cu viclenie și lingușire. 383. Nu m-am silit să opresc pe alții de la vorbirea de rău, de la clevetire, de la nedreptate și de la orice fel de păcat. 384. M-am rușinat și m-am temut de a spune adevărul și de a mustra pe față nedreptatea și hula împotriva lui Dumnezeu, pe care cei necredincioși și hulitori le-au vorbit la arătare. 385. N-am avut tăria cea bună și cu dreaptă socoteală, din care cauză am tăcut acolo unde era nevoie de a vorbi și am vorbit acolo unde era nevoie să tac. 386. Știind că multa vorbire este scaun al slavei de șarte, totuși nu am încetat de la multa vorbire, cea cu laudă de sine și de la vorbirea cea de șarte. 387. Neavând dragoste față de aproapele, nu m-am silit cu toată puterea de a mângâia pe cei întristați, de a învăța pe cei neștiutori și de a apăra pe cei nedreptățiți. 388. Din cauza nepăsării și a cutezanței de sine, nu m-am silit cu toată puterea de a fugi și de a mă feri de locurile acelea unde se ridea, se glumea și se spuneau deșertăciuni. 389. Am fost stăpânit și de aceste patimi: uitarea, neevlavia, iuțimea, amărăciunea, înfurierea, ura de oameni, pomenirea de rău, osândirea, întristarea de suflet, îndoiala, lașitatea, rivalitatea, împătimirea, afecțiunea pentru cele pământești, nebărbăția, nemulțumirea față de Dumnezeu și de oameni, cârtirea, clevetirea, înfumurarea, părerea de sine, mila de sine, cruțarea de sine, îndreptățirea de sine, trufia, îngânfarea, iubirea de stăpânire,
iubirea de a porunci, iubirea de a arătare, dorința de a plăcea oamenilor, nerușinarea, înșelăciunea, ironia, duplicitatea, îndoiala, rătăcirea gândurilor, iubirea de slavă, iubirea de argint, iubirea de plăceri trupești, iubirea de sine, care este maica și rădăcina tuturor răutăților. 390. De asemenea, am fost stăpâniți și de aceste patimi: hulă, blasfemie, semeție, împietrirea inimii, nesupunere, bârfă, defăimare, amăgire, nebunie, neînfrânare, nepricepere, neștiință, ieșire din minți, aiurială, sălbăticie, toropeală, negrija de cele bune, greșeala de fiecare clipă, risipă, zgârcenie, cunoștința mincinoasă, odihna tropească fără de trebuință, moleșeală, răutate, nepăsare, puțină credință, slujirea la multe patimi, înălțare, amăgire, cutezanță, întristare, grăirea împotrivă, fățărnicie, prefecătorie, curiozitate, învoirea cu păcatele cele pătimașe ale sufletului și deasa cugetare la ele. Pe lângă acestea mai am și alte păcate de care nu mi-aduc aminte sau nu îmi dau seama de ele că sunt păcate. De toate acestea, numai eu sunt vinovat, pentru că care îmi pare rău și din toată inima mă căiesc și mă voi căi. Deci iartă-mă, Părinte, și canon să-mi rânduiești că de aici înainte, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu rugăciunile Maicii Domnului, cu ale tuturor sfinților și cu rugăciunile Sfinției voastre, vreau să pun început bun.